imnul național al României. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnule prefect, domnule consilier prezidențial, stimați comandanți de oști, soldați, subofițeri, ofițeri, dragi participanți, la acest moment în care noi comemorăm, în același timp sărbătorim un moment important din istoria României. În al preasfinția sa, Părintele Arhiepiscop Ciprian a binecuvântat ieri aceste festivități, deschizând șirul evenimentelor și aducându-ne aminte că pe 6 august, adică astăzi, dar cu 100 de ani în urmă, aici, într-un câmp plin de praf, erau peste 1000 de căruțe trase de boi, cu tot atâtea văduve de război și copii, nu erau mașini cu aer condiționat, nu erau alte mijloace de transport, dar suferința, durerea și amintirea celor căzuți pe front i-a dus pe aceste mame îndurerate la Mărășești. Vă întrebați de ce la Mărășești un memorial? Acest moment, acest monument a fost gândit ca o biserică a neamului și aveți aici o carte poștală editată în acel timp pentru a strânge fonduri, întrucât biserica neamului de la Mărășești, stimați participanți la acest moment frumos, nu a fost construită printr-o ordonanță de guvern, printr-o lege organică sau o decizie locală. Este o biserică a suferinței, domnilor și doamnelor, tinerilor. Biserica lacrimilor. La Mărășești s-a plâns. Aici s-a plâns. Această construcție monumentală, priviți-o, nu este un simplu mausoleu. Există în România multe memoriale, dar niciunul, rețineți bine, niciunul nu a fost gândit ca o biserică a neamului. Înainte să existe o catedrală a neamului, avem această biserică a neamului. Este o biserică care înglobează prin arhitectura ei ce este mai frumos, ce este mai sublim în sufletul românesc. Copleșiți de cifrele pe care istoricii ne obosesc prin tot felul de lucrări cu cât mai multe referințe bibliografice, uităm ce înseamnă Mărășești. Stimați invitați, vă rog să rețineți ce vă spun astăzi. Biserica Neamului de la Mărășești este primul proiect de unitate națională. A pornit de jos în sus. În 1919, Mitropolitul Pimen al Moldovei a propus în Congresul Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române de la București ca la Mărășești să se construiască prin subscripție publică o biserică a neamului. Și a început atunci. Femeile văduve, copiii orfani, de la Cernăuți, Reni, Chișinău, Ardeal, Transilvania, Muntenia, de peste tot în toate parohiile se strângeau bani. Aceasta este făcută cu banul văduvei. Bineînțeles, orice construcție poartă pecetea celui care o inaugurează. Ea a fost inaugurată, știți bine, în 38 de regele Carol al II-lea, care în primul război mondial a dezertat. Dar ea este construită pe suferința soldaților. Și mă bucur că astăzi domnul general Ionel Nicolae Ciucă este aici la Mărășești, pentru că fără să știu, dar undeva sus cineva a intuit și Consiliul Județean Vrancea a propus realizarea unui timbru cu efigia celui care a gândit
planurile bătăliei de la Mărășești, care, întâmplător sau nu, în acest an a împlinit 100 de ani de la trecerea în eternitate și noi, Consiliul Județean și Muzeul Vrancei, în această toamnă vom acorda numele Muzeului Luptei, Luptelor Generalului Constantin Cristescu. Și aici este eficia cu timbrul generalului Constantin Cristescu. Cu alte cuvinte, s-a făcut dreptate generalului, dar și mitropolitului Pimen. Iar la anul, stimați invitați, vom sărbători din nou un centenar. Centenarul punerii pietrei de temelie a bisericii din interior, a criptei. La început a fost construit acest memorial, nu s-a reușit o biserică a neamului. Anul următor s-au adus o semintele, au fost înfumate în cripte și s-a pus piatra de temelie biserici a criptei din interior, a bisericii de la mausoleul din Mărășești. Vă invităm așadar pentru anul 2024, când vom propune Romfilateliei să editeze un timbru cu efigia Alexandrinei Canta Cuzino. Să știți că femeile, stimați invitați, au dus greul și duc încă greul. Iar noi pentru anul pregătim un moment dedicat suferinței femeilor din timpul primului război mondial, pentru că ele au ținut frontul ca bărbații să lupte. Închei acest moment mulțumindu-vă celor care sunteți în stânga mea, care sunteți în dreapta, în față, și să nu uitați că la Mărășești există un exemplu de demnitate, de moralitate și de curaj în fața celor care se mai îndoiesc că undeva la Carpații de curbură nu există un popor care să răspundă provocărilor pe care le întâmpinăm. Vă mulțumesc! Comemorăm astăzi un moment istoric definitoriu pentru dezvoltarea națiunii române și deopotrivă cinstim centenarul unuia din cele mai importante simboluri ale istoriei noastre, mausoleul de la Mărășești. În urmă cu 100 de ani, prin inițiativa Societății Femeilor Ortodoxe și cu binecuvântarea întâi stătătorului bisericii, iată, cei doi piloni de bază se regăsesc aici, în acest loc, armata și biserica, a început edificarea acestui mausoleu. Se construia un loc de odihnă pentru eroii neamului și un loc de inspirație pentru generații întregi ale României. De aici, din acest loc sfânt în care odihnesc eroii militari, vă propun doar pentru câteva clipe să ne întoarcem în timp la anul 1917. Să ne imaginăm cum se pregăteau zi de zi, ce gânduri își făceau pentru viitor și ce era în sufletul acelor oameni care au lăsat în urmă copiii, soțiile și părinților pentru a salva de la distrugere o națiune întreagă. Ei au fost ultima redută în fața unui agresor puternic și bine organizat, care dorea să distrugă spiritul de unitate al națiunii noastre. Prin sacrificiul lor suprem, națiunea română a supraviețuit, a învins și a împlinit visul național al Marii Unii. Mausoleul de la Mărășești, care a dăinuit 100 de ani și va dăinui sute de ani de acum înainte, stă mărturie că jertfa pentru țară dă viață eternă eroilor neamului. De fiecare dată când vrem să înțelegem patriotismul adevărat și să separăm adevărații patrioți de falși patrioți, trebuie să ne gândim la sacrificiul eroilor care dau viață acestui monument istoric. Vom ști imediat și vom putea distinge între cine este patriot cu fapta și cine este patriot cu vorba. Distinși invitați,
să ne întoarcem din trecut în prezent la zilele noastre. Am convingerea că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne gândim ce a oferit și ce poate oferi fiecare dintre noi României. Ce am făcut zi de zi fiecare pentru ca țara noastră să progreseze. Ce am făcut pentru ca în comunitatea în care trăim să ne meargă tuturor mai bine. Atunci la Mărășești o întreagă națiune s-a unit împotriva unui dușman comun pentru a se apăra și pentru a-și clădi un viitor mai bun. Astăzi este rândul nostru să onorăm jertfa eroilor noștri și să ne apărăm valorile, identitatea și să construim pentru generațiile viitoare. Doamnelor și domnilor, războiul este cea mai mare tragedie care se poate întâmpla unui popor. Din păcate, trăim într-o lume instabilă, în care războiul s-a reîntors ca instrument pentru acapararea de teritorii ale unui stat suveran, iar aceasta se întâmplă chiar la granița României. În istorie, războaiele nedrepte au fost în final pierdute. Imperialismul militar și identitar, ideologiile totalitare de stânga sau de dreapta, mișcările politice autoritare nu au supraviețuit în fața valorilor lumii libere. Democrația liberală și lupta pentru garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului au învins de fiecare dată. Ca stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, România este de partea bună a istoriei. Alături de partenerii noștri, construim în fiecare zi viitorul democratic și siguranța economică a României. Vom respinge orice tentativă internă sau externă de a ne deturna de pe calea hotărâtă de noi, de a îndepărta România de partenerii și aliații ei. Vreau să fiu cât se poate de clar, România modernă nu poate exista în afara civilizației occidentale. Valorile noastre, identitatea noastră națională, sunt parte a valorilor și identității europene. Nu vom părăsi niciodată acest drum, pentru că apartenența noastră la civilizația occidentală este destinul nostru istoric. Distinși invitați, avem nevoie mai mult decât oricând de un înalt nivel de stabilitate în țară, de o politică democratică și o economie care să facă un salt de dezvoltare rapid. Avem nevoie de măsuri de protecție socială, echilibrate, raționale și funcționale. Pentru a păstra această stabilitate politică, economică și de securitate, precum și acest parcurs democratic al României, avem nevoie în continuare de înțelepciune și determinare în acțiunile noastre, dar și de încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cei care promovează instabilitatea internă susțin ignorarea intereselor noastre de securitate, resping valorile europene fundamentale și subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice. În încheiere, vă îndemn ca de aici, de la Mărășești, acest spațiu simbolic al luptei noastre pentru supraviețuire națională, să cinstim și să protejăm ceea ce s-a câștigat prin jertfa ostașilor noștri. Libertatea românilor de a-și decide propria soartă. Protejând permanent această libertate, ne onorăm trecutul și asigurăm viitorul. Iar toate acestea, pentru că evenimentul se desfășoară într-o zi de mare semnificație pentru creștini ortodoxi din România, sărbătoarea schimbării la față, poate este bine ca fiecare dintre noi să ne gândim măcar o clipă astăzi în fața celor care s-au jertfit pentru țară, că este momentul să facem și noi o schimbare. Dumnezeu să-i odihnească pe cei căzuți,
Dumnezeu să ocrotească România. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, adresăm invitația de a lua cuvântul locțiitorului șefului statului major al apărării, domnul general locotenent Gheorghiță Vlad. Domnule președinte al Senatului, domnule consilier prezidențial, domnule prefect, autorități locale, stimați colegi din Armata României și din structurile Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, dragi cetățeni, identitatea unui stat poate fi definită prin trăinicia instituțiilor sale naționale, construite în lumina valorilor universale. Însă identitatea unei țări se distinge prin trăinicia simbolurilor sale naționale, edificate de valorile proprii existențiale. Mausoleul de la Mărășești este un simbol național edificat pe valoarea iubirii de țară a ostașilor români. Au trecut 106 ani de când prin aceste locuri, toridele luni, iulie și august, s-au încins de focul năpraznic al inamicului care a dorit să străpungă Moldova. Au trecut 106 ani de când prin aceste locuri, toridele luni, iulie și august, s-au încins de răspunsul prin foc și baionetă al ostașilor Armatei României. Una dintre cele mai fierbinți zile a fost exact în urmă cu 106 ani, la data de 6 august 1917, zi în care determinarea în luptă a ostașilor conduși de generalul Eremia Grigorescu a curmat definitiv năzuințele dușmanului. Tot astăzi, 6 august, marcăm un centenar de la punerea pietrei de temelie a monumentului mărturia valorii apărării naționale. Așadar, identitatea noastră a fost marcată de faptele glorioase de arme ale ostașilor români. Mausoleul eroilor de la Mărășești s-a înălțat simbolic din lacrimile mamelor, soțiilor și surorilor, celor care deviza, pe aici nu se trece, a însemnat apărarea patriei cu orice preț, fie și cu prețul vieții. Astfel, Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor Române a creat punctul de start al călătoriei înălțării Panteonului Românesc din Poarta Focșanului, Biserica Neamului. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai autorităților publice, dragi cetățeni, la mausoleul eroilor de la Mărășești se odihnesc Sfinții ai neamului românesc. Martirul lor pentru țărâna și credința strămoșească s-a întrupat în energia și sinergia națională care au făurit România mare. Respectul pe care îl datorăm memoriei eroilor căzuți la datorie nu este o obligație morală sau istorică. Este o deosebită onoare pentru prezentul tuturor generațiilor, fie care au fost, fie că vor veni. Omagiul adus eroilor de la Mărăști și Oituz, ca de altfel omagiul adus fiecărui erou care s-a sacrificat pentru interesele naționale, este deopotrivă semn de normalitate socială și pildă pentru oștire. La 106 ani, de la luptele victorioase ale Armatei Române, ne închinăm în fața eroilor români. La 100 de ani, de la punerea pietrei de temelie a monumentului, ne închinăm în fața celor care au pus osemintele eroilor români în Memorialul Național. Ne vom închina în fața eroilor și în următoarele secole. Pe aici nu se trece este deviza noastră, așa cum apărarea fiecărui centimetru al teritoriului aliat este axa strategică pe care o împărtășim cu prietenii noștri din NATO. Am onoarea să vă salut! Onorată asistență, adresăm invitația de a lua cuvântul președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Dumitru Tomă.
președinte al Senatului, domnule Nicolae Dăncilă, domnule consilier prezidențial, domnilor și doamnelor parlamentari, domnule prefect, domnilor vicepreședinți, domnilor colegi primari, consilieri județeni, dragi generali, dragi militari, dragi drânceni, dragi invitați, bine ați venit la Mărășești. Cât de bine sună acest cuvânt și această, până la urmă, localitate, când este pomenită, este promovată și, de ce nu, până la urma urmei, să ne gândim la ce a fost aici, acum 100 de ani. Din toate discursurile, reținem ceva. Vrancea este importantă. La Vrancea s-au creat premisele României de astăzi. De ce spun acest lucru? Haideți să ne gândim 1917. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă era un alt rezultat, dacă nu se câștiga. S-a câștigat. Cum s-a câștigat? Cu efort. Cu oameni care au plecat cu mândrie, cu bucurie, pentru a-și apăra aceste teritorii. Nu s-au mai întors. Au rămas copii, au rămas familiile îndurerate, dar cu toate acestea, astăzi vorbim de România, astăzi vorbim de un stat democratic, un stat în NATO, un stat în Uniunea Europeană. Pentru asta, cred că trebuie să facem mult mai mult. Acum 100 de ani, în 1923, se punea temelia și prima piatră pentru acest monument impunător, impresionant, al recunoștinței față de eroii neamului. Astăzi vorbim, dacă acum 100 de ani era un câmp, astăzi, iată, vorbim despre autostradă, despre A7, despre dezvoltarea acestui județ, a acestei țări. Toate aceste lucruri vin din faptul că noi, ca autorități locale, județene și naționale, am înțeles că trebuie să gestionăm banul public în așa fel încât România să se dezvolte. Sunt și foarte multe probleme și nu vreau să intru la mărunt astăzi, în această zi importantă și pentru creștinătate, prin schimbarea la față. Vreau doar să atrag atenția că succesul fiecăruia de aici ține de unitatea pe care noi o putem crea. Și dacă suntem uniți, vom trece peste orice. Așa au fost și cei din 1917. Vedeți-vă cât de uniți, cât au crezut că vor câștiga. Unii n-au mai văzut, dar alții, adică noi, suntem în măsură să le cinstim memoria. Permiteți-mi în încheiere să ne exprim recunoștință eternă, să ne gândim la cei care au fost, dar să ne gândim și la ce lăsăm după noi. Și de aceea, cred că împreună cu autoritățile naționale, cu Guvernul României, cu Parlamentul, cu tot ceea ce înseamnă primării, să ne gândim că în puțin timp, dar nu trebuie să lăsăm lucrurile, la o reformă. Toate aceste lucruri care ne apasă și care apar zi de zi, duc la un singur cuvânt, reformă. Cred că suntem apți, suntem maturi, suntem cu experiență și putem să ne așezăm la masă și să gândim o reformă în așa fel încât și peste 100 de ani, alții care vor veni, să cinstească nu numele nostru, ci România. Pentru că România există atâta timp cât există români. Doamne, asta acest popor. Mulțumesc atât. Stimați invitați, adresăm invitația de a lua cuvântul prefectului județului Vrancea, domnul Nicușor Halici. E soare și cred că deja ați obosit unii dintre dumneavoastră. Distinși și onorați invitați, onoranta asistență și dragi români, 100 de ani de recunoștință, de lacrimi, de durere, dar și de reconstrucție. 100 de ani în care mulți dintre noi, și sper ca în următoarea perioadă și în viitorul și îndelungat, să fim tot mai mulți care să credem și mai ales să arătăm această recunoștință. Dincolo de definiția eroismului, eroii au fost definiți în multe feluri, de istoricii și
oamenii care au venit după ei. Iar una din aceste definiții care mie îmi place cel mai mult este aceea că erou este cel care pune mai presus de propriul interes poporul. Asta au făcut și cei pe care îi comemorăm astăzi și pe care ar trebui să-i comemorăm și pe care ar trebui să le aducem și cărora ar trebui să le aducem recunoștință zilnică, fiecare unde suntem și nu doar unde suntem, ci și ce suntem ca oameni. Vorbim de foarte multe lucruri, e adevărat o reconstrucție care a ajuns la un nivel cum poate și l-au dorit și cei care și-au dat viața, dar sigur este loc și de mai bine. O reconstrucție care nu poate fi făcută decât cu un popor unit. Vorbim de instituții, vorbim de reforme, fără doar și poate că ele trebuie făcute și trebuie menținute. Instituții puternice, un stat suveran, independent, poate fi menținut doar cu un popor unit. Și vedem astăzi, într-adevăr, cu această mare sărbătoare ortodoxă de schimbare la față, poate unii se gândesc că schimbarea la față este o simplă schimbare. Nu. Schimbarea la față, din punct de vedere dogmatic, are în vedere o schimbare în bine. O față mai bună, mai frumoasă, mai umană și mai ales mai dumnezeiască sau întoarsă către Dumnezeu. Asta are ca simbolistică această sărbătoare. Și da, vedem că avem război la graniță, dar vedem că de multe ori se încearcă și divizarea poporului, sub diverse forme. Și mai nou, de ceva timp, se încearcă inclusiv schimbarea legilor firești sau a firii omenești. E, asta cred că avem, în primul rând, ca obligație în perioada următoare și după aceea în continuare. De a ține poporul unit, de a vorbi cu poporul și de a înțelege că doar uniți putem avea un stat puternic, un stat care să fie în continuare un partener credibil și care să ajungă acolo unde noi foarte mulți ne raportăm sau unii doar spunem. Dumnezeu să le ofere lumină veșnică eroilor noștri, iar pe noi să ne binecuvânteze și cu credință, dar mai ales cu umanitate. Doamne ajută!
fața dumneavoastră defilează acum militarei gărzii de onoare a jandarmeriei române sub comanda sublocotenentului Iulian Constantin. Thank you.
Se depune coroană de flori din partea Partidului Național Liberal, Liana Vrancea. Încet. Hai să mergem cu caut. Să vedea Dumnezeu sănătate. Și să ne vedem la anul. Da, normal. O să vrea să iese bastonul. Să ne vedem. Să ne vedem. Nu că aveți spiritul tânăr. Neicalul meu mustaș de seamă, datoria iar te cheamă. Pleci în misiune, hai să pleci în misiune. Stai cu mine noaptea toată, cam eu pleci la armată, pleci pe câmp de bătălie, când te-ntorci Dumnezeu știe. Stai cu mine noaptea toată, cam eu pleci la armată, pleci pe câmp. Thank you.
dragi, sunt lângă tine, să ne spui, rămas cu bine. Și să-ți dea fiecare un sărut și-un brățișare, un sărut și-un brățișare. Toți militarii se bagă ochi, lacrimii mi se neagă, vă luptați în altă țară, să las două și mânii afară. Fie soarta cu-i blândă sănătate și zvânta din a voastră datorie, să vă întoarceți cu mândrie. Toți militarii se margă ochi, la tine mi se neagă, vă luptați în altă țară, să las două și mânii afară.
Și atunci când ești departe, lăsat și darul tău, să sui cu demnitate, română voi fi mereu. Și atunci când ești departe, lăsat și darul tău, să sui cu demnitate, română voi fi mereu. Român, stimați invitați, activitatea s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare. Asociațiile pentru reconstituire istorică vă așteaptă în mausoleu să vă prezinte povestea mausoleului, povestea uniformelor militare și, desigur, legendele eroilor de la Mărășești. Sunteți bineveniți în mausoleul de Mărășești.